Bun regăsit, dragilor, bine ați venit sau ați revenit aici pe canal. În primul rând, scuzați-mi vocea, ăsta e sezonul, asta e situația, dar măcar ne vedem astăzi să vorbim despre cărțile pe care le-am parcurs în luna ianuarie. Și vă zic din start că pentru mine a fost o lună foarte bună, un start extraordinar pentru anul 2024, nu mă așteptam, pentru că astăzi o să vorbim despre 12 cărți. Bine, nu le-am parcurs pe toate cele 12, n-a fost o lună chiar atât de bună, dar totuși am finalizat 9 cărți, ceea ce e foarte, foarte bine pentru luna ianuarie, zic eu. Am citit în toate formatele, de data aceasta încă un mare plus pentru mine, pentru că da, am reușit să mă împrietenesc și cu formatul de audiobook, ceea ce eu nu reușisem, pur și simplu simțeam că nu mă pot concentra la cărțile de acest gen, dar am bifat și două astfel de povești, așa că plăcerea a fost cu atât mai mare, să zic așa, atunci când am tras linie la final de ianuarie. Așadar, 9 cărți finalizate, încă una începută și 2 cărți abandonate, pentru că mi-am propus să nu mai insist cu acele povești care simt că n-au fost scrise pentru mine sau dacă nu e momentul lor. Și cred că o să și începem cu acele 2 cărți pe care le-am abandonat, ca mai apoi să vă pot vorbi în detaliu despre cărțile pe care le-am citit și ce punctaje am acordat acestor povești descoperite în ianuarie. Și o să începem cu acele cărți pe care le-am abandonat, așa cum spuneam, și o astfel de carte este o carte scrisă de J.K. Rowling. Nu vă faceți griji, nu este vorba despre seria Harry Potter, ci este vorba de o carte pentru adulți scrisă de J.K. Rowling, și anume Moarte subită. E o carte apărută în 2012, dar tradusă recent la cei de la 3, nu știu dacă nu cumva anul trecut au tradus-o, ba da, în 2023, așadar o traducere recentă în România. Cartea are în total peste 630 de pagini, deci e destul de voluminoasă, iar eu am parcurs din această poveste 270 de pagini, suficient cât să-mi dau seama despre ce e vorba, dar n-a fost suficient de bună încât să mă țin în priză până la final. E genul de carte pe același model, așa am simțit-o eu, pe același model cu seria Scandalul a lui Frederick Bachman, pentru că și aici se întâmplă ceva în comunitate, iar acea întâmplare schimbă cumva totul. Îi schimbă pe oameni, schimbă cursul firesc al vieții, să zic așa, pentru că de acolo lucrurile încep să o ia razna. Mai precis, aici avem un bărbat care moare brusc, avea el ceva boli, dar face un atac cerebral sau un infart, nu rețin exact. Cert e că moare așa pe neașteptate, să zic, și de acolo vedem cam cum reacționează comunitatea în condițiile în care el era și membru în Consiliul Parohial și cumva ceilalți devin interesați să ia locul. Și cam pe linia asta mergem, avem și aici perspective în care vedem copiii, cum se dezvoltă, cum evoluează în comunitate, vedem și adulții cum reacționează la auzul acestei vești și urmărim așa mai multe planuri, mai multe vieți, să spun așa. Cam pe asta se axează cartea, cert e că pe mine, până la pagina 270, cum spuneam, nu m-a impresionat prea tare și am zis că n-are sens să mai continui cu ea și așa cred că am ajuns destul de departe până să renunț. O altă carte pe care am abandonat-o este o carte pe care o am, cred, de vreo 4 ani în bibliotecă, o carte pe care am luat-o la un preț foarte scăzut, sub 10 lei cu siguranță, nu știu, 5 sau 6 lei, deși este o carte cartonată, deci hardcover, apărută la cei de la Litera în colecția Premium, o colecție care nu știu dacă mai există în momentul de față, nu cred că mai există la cei de la Litera, mai ales că vorbim despre o carte care a fost tradusă la ei în 2010, deci e destul de veche această carte și încă am semnul de carte aici pus la pagina 137. Acolo m-am oprit cu povestea care se numește Ținutul pustiit. Această carte este o carte de debut a autoarei și speram să fie un pic diferită. Simțeam nevoia de o carte diferită, nu ciudată, ci diferită și mi s-a părut tema extraordinară. Pentru că aici avem un personaj principal care începe să sufere de Alzheimer. Și mi s-a părut interesant să vedem cum evoluează lucrurile, cum percepe el viața în aceste condiții, ce anume se schimbă, ce anume aduce nou această boală în viața personajului. Doar că, din păcate, până la pagina 137 din, imediat vă spun cât are în total, vreo 330, ne axăm mai mult pe amintirile lui, pe ce a făcut el în tinerețe,
pe faptul că și-a înșelat soția. Deci, prea puține lucruri care să te prindă și care să aibă legătură până la urmă cu boala lui. Nu știu dacă pe parcurs ar fi devenit mai interesantă, dar până în acest punct nu mi-a oferit ce mă așteptam eu să-mi ofere și ăsta e motivul pentru care am abandonat-o. Nu știu câte steluțe aș fi dat, sincer, aș fi fost curioasă să o văd până la final, dar am simțit că nu mai am răbdare. Și când m-am gândit că 130 de pagini cu 270 din cealaltă carte ar fi putut însemna lejer încă o carte finalizată, m-am întristat un pic, dar mi-am propus ca în 2024 să nu mai fac astfel de compromisuri și să nu duc la bun sfârșit o carte dacă simt că nu e momentul ei. Un astfel de caz a fost, așa cum ziceam, și cu Ținutul pustiit, cea de-a doua carte pe care am abandonat-o în luna ianuarie. Să trecem acum la prima carte pe care am finalizat-o în luna ianuarie și a fost în format audiobook. În timp ce pictam, pentru că, dacă nu știți, mi-am redescoperit această pasiune, am un clip la finalul anului trecut postat în care vă vorbeam despre lucrul ăsta și în timp ce pictam mi-a fost foarte ușor să fiu atentă la audiobook-ul pe care l-am ascultat. Este vorba de o carte apărută în 2023 la cei de la Litera în colecția Buzz Books. O găsiți pe Voxa, eu acolo am ascultat-o și cred că există și în format de e-book dacă doriți să o citiți așa. Se numește Fetele dispărute. O să vă las coperta aici să puteți să o vedeți. Poate vă este și vouă cunoscută deja coperta sau titlul cărții. E un thriller de această dată. Am zis să încep aventura asta audio cu un thriller pentru că poate mă va ține mai bine în priză și s-a și întâmplat lucrul ăsta. Este un thriller în care se vorbește despre un accident care a avut loc undeva cu vreo 20 de ani în urmă și a fost un accident ciudat pentru că într-o mașină se aflau 4 adolescente, 4 tinere. Singura supraviețuitoare sau nici nu știu dacă e corect spus așa, este șoferița, Olivia. Problema e că celelalte 3 fete din mașină n-au mai fost găsite niciodată. Pur și simplu s-au evaporat, de parcă nici n-au fost niciodată în acea mașină și nimeni nu știe nimic despre ele nici după 20 de ani. Iar în momentul prezent, după cele 2 decenii de la accident, o jurnalistă se gândește să intre pe firul poveștii și să descopere ce s-a întâmplat totuși cu cele 3 fete, de care familia, prietenii, absolut nimeni nu mai știe nimic. Mi s-a părut o carte foarte interesantă, mai ales că la un moment dat, din senin, mai apar niște personaje în carte care sunt plasate într-o altă locație cu totul, nu au aceleași nume cu personajele din prezent și efectiv nu știam ce se întâmplă. Ziceai că au intrat din greșeală niște pagini în cartea aceasta și cumva s-au amestecat între ele, dar nu, o să vedeți cât de inteligent vor avea legătură cele două povești și ce frumos se vor întâlni la un moment dat, pentru că e genul de carte care nu te lasă cu semne de întrebare la final, afli ce s-a întâmplat până la urmă și cu acele fete dispărute, ce s-a întâmplat și cu acea poveste despre care nu știm mai nimic, nu știm de unde a apărut brusc și subit, dar toate se vor lămuri până la final și această carte, cum ziceam, ascultată de mine în ianuarie, a primit 4 stele din 5 pe Goodreads, bineînțeles. Repet, dacă nu mă urmăriți pe Goodreads, mergeți acolo și urmăriți-mă pentru că postez în timp real când am terminat o carte de citit, de ascultat, mă rog, îmi spun părerea acolo și îi acord un punctaj. Să trecem la a doua carte, de această dată o carte în format fizic, o carte care a primit 5 stele din 5 și cred că nu are rost să vă mai spun, poate vedeți voi aici că lipsește ceva. Și da, este cea de-a treia parte din seria Harry Potter, adică Harry Potter și prizonierul din Azkaban și arată așa. E un mini monstruleț, dar să știți că povestea a mers foarte repede. Are în total în acest format de la Arthur vreo 460 de pagini în această carte, dar a mers foarte repede și sincer vă spun, parcă mi-e dor deja de lumea asta, am impresia că am citit cartea acum vreo, nu știu, 6 luni, atât de departe mi se pare deja povestea de mine și abia aștept să trec la volumul 4 din poveste, de aceea lipsește și el de aici, pentru că l-am scos deja să mă apuc de el cât de curând. N-am ce să vă vorbesc despre acest volum din Harry Potter, volumul 3. Mi s-a părut un volum mult mai complex, ce-i drept față de celelalte două, cu același vibe de thriller, de mister, pentru că avem lucruri de rezolvat și aici. Avem personaje care nu sunt ceea ce par și îmi place foarte mult lucrul ăsta la Harry Potter, pentru că n-am auzit pe nimeni spunând până acum că e atât de plină de mister povestea asta.
Eu, dacă nu știți, nu cunoșteam aventurile lui Harry Potter. Am ales să nu cunosc prea multe din lumea asta, tocmai ca să văd ce are de oferit originalul, să zic așa, ce au de oferit cărțile. Și până acum îmi place foarte mult, așa că, ce să vă mai spun, 5 stele din 5 pentru Harry Potter și Prizonierul din Azkaban. Ca să vă dezvălui așa un lucru, doar două cărți au primit 5 stele din 5 luna asta de la mine și Harry Potter este una dintre ele. Trecem la o carte de 4 stele acum, am avut 4 cărți de 4 stele în ianuarie și aceasta este cea de-a doua, o carte despre care v-am vorbit deja pe canal. Am făcut un book review la această carte pentru că mi se pare că o vedem pretutindeni în această perioadă. E vorba despre Chiriașa tăcută, o altă carte apărută la cei de la Litera în colecția Buzz Books. Am primit în ianuarie cartea asta și m-am și apucat de ea pentru că eram prea curioasă să văd de ce atât de mult vibe în jurul ei, de ce atât de multă agitație, ce are de oferit cartea asta și dacă n-ați văzut clipul de săptămâna trecută, o să vi-l las jos în descriere, să mergeți acolo să vedeți care a fost părerea mea despre această carte și de ce m-a lăsat cu o mulțime de întrebări. În principal, pe scurt și pe foarte scurt, e vorba despre un bărbat care are o imagine extraordinară în societate, un om foarte bun, care sare mereu în ajutor, dar care ascunde un secret întunecat pentru că este de fapt un criminal în serie și un răpitor. Vedem povestea din perspectiva altor personaje, nici de cum din perspectiva lui. Vedem povestea din perspectiva unui personaj, unei femei care este răpită de 5 ani de zile, e ținută prizonieră de acest bărbat și la momentul actual ea se mută împreună cu el și cu fiica lui în aceeași casă. Așa se întâmplă, așa se aliniază planetele încât trebuie să o ia cu el în aceeași casă. Până acum o ținea ascunsă într-o magazie și de aici, bineînțeles, lucrurile devin mai interesante. Vedem povestea și din perspectiva unei alte tinere din comunitate care se îndrăgostește de acest bărbat, dar mai vedem povestea și din perspectiva fiicei sale. Este o carte care a primit din partea mea 4 stele din 5. Așadar, dacă vreți mai multe detalii, ca să nu mai stăm acum să vorbim încă o dată despre ea, mergeți să vedeți clipul de săptămâna trecută. Continuăm cu un alt thriller, tot de la Litera, tot din colecția Buzz Books, o carte apărută tot în 2023, deci o noutate, o carte pe care am primit-o în același colet și am și citit-o pentru că în primul rând m-a atras coperta, dar și titlul, trebuie să recunosc, și eram curioasă ce are de oferit. Este vorba despre Misterul cărților de tarot. E absolut superbă această carte. Și să știți că nici povestea nu era. Mie mi-a dat, vă zic lucrul ăsta din start, că poate vă cuceresc așa, mi-a dat senzația de istoria secretă, pentru că și aici avem de-a face cu mediul academic, cu personaje recent intrate în acest mediu, cu secrete, chiar cu morți suspecte, cu mult mister, cu personaje în care nu știi dacă poți sau nu poți să ai încredere. Deci, se aseamănă din punctele astea de vedere cu istoria secretă și trebuie să recunosc că, deși până la un moment dat aveam tendința să-i dau 3 stele din 5, până la urmă am urcat la 4, pentru că spre final apar tot soiul de răsturnări de situație. Avem de-a face cu o tânără, Anne, pe numele ei, care ajunge în New York și crede că se va angaja într-un anumit loc, dar până la urmă ajunge să lucreze la muzeul numit The Cloisters. Printr-o conjunctură care la început pare așa pur și simplu întâmplătoare, dar poate că nu e atât de întâmplătoare, o să vedeți voi dacă citiți cartea. Cert e că aici, la muzeul la care ajunge să lucreze, își face o prietenă, Rachel, în care ajunge să aibă foarte mare încredere și de care se simte apropiată, dar care treptat pare să ascundă niște lucruri, niște secrete, niște relații. Nu vreau să vă dezvălui prea multe treburi din această carte, pentru că mi-ar plăcea să o citiți, mai ales, repet, dacă v-a plăcut vibe-ul pe care vi l-a dat istoria secretă. Poate că aici personajele nu sunt chiar atât de complexe, însă, pe ansamblu, mie cam așa mi-a părut, imediat mi-a venit în minte istoria secretă, așadar, vă recomand și acest roman, cu mențiunea că nu o să se axeze povestea așa cum poate vă așteptați, pentru că și eu mă așteptam, nu o să se axeze povestea pe numere de magie, pe ghicitul viitorului neapărat. Într-un oarecare fel se bazează și pe asta, dar să știți că nu va fi acest lucru în centrul atenției. Adică nu avem aici niște vrăjitoare care îți citesc viitorul și așa mai departe. Nu e în zona asta de magie și de fantastic,
ci stăm cât de cât cu picioarele pe pământ, să zic așa. Dar ce avem interesant în această carte spre finalul ei este o explicație a cărților de tarot, așa că dacă vreți să vă apucați de ghicit viitorul, să zic așa, puteți să o faceți, pentru că la finalul cărții apare așa ceva. Când sunt explicate aici cărțile, cam ce înseamnă fiecare, ce semnificație are, cu ce planetă corespunde și așa mai departe, mi s-a părut interesant acest lucru și, apropo că nu v-am spus, cartea are vreo 360 de pagini, cu scrisul acesta destul de mare, de la litera, și e destul de fluffy această carte, deci a fost o plăcere să o parcurg. Deci, Misterul cărților de tarot, o carte plină de mister și de răsturnări de situație, mai ales în a doua parte, care, așa cum ziceam, a primit 4 stele din 5 din partea mea. Continuăm cu un SF, pentru că am citit și așa ceva în luna ianuarie. E vorba de o carte de doar 150 de pagini, care am văzut că a fost în topul preferințelor lui Oxy, și dacă nu-l urmăriți pe Oxy, o să vă las jos în descriere link spre canalul lui, să mergeți să-l urmăriți, mai ales dacă sunteți iubitori de SF, pentru că chiar se pricepe în această sferă. Și avem aici o carte apărută în anul 1908. Cam atât de veche este această poveste, și e vorba despre Casa de la marginea abisului. Eu am carte în acest format de la editura Corint Educațional și am cumpărat-o de pe Elefant cu vreo 6,50 lei, cred. Și vedeți voi poate că aici sus scrie bibliografie școlară recomandată ciclului gimnazial. Ei bine, da, premiza de la care plecăm în această poveste poate fi potrivită pentru ciclul gimnazial, dar pe parcurs, cred că un copil de clasele 5-8 s-ar cam pierde, sincer, pentru că și mie mi-a fost destul de greu la un moment dat să urmăresc povestea. Dar despre ce e vorba aici? Despre doi turiști care ajung într-un sătuc destul de misterios și acolo, în timp ce se plimbă prin pădurea de acolo și așa mai departe, descoperă ceea ce pare a fi o casă veche, ruine ale acestei case mai degrabă, și acolo găsesc un manuscris. Iau acel manuscris și pe parcursul zilelor următoare, cât stau ei acolo, se pun să citească acest manuscris. Și de fapt noi mergem și revedem cam tot ce scrie în acel manuscris, pentru că se pare că a fost scris de un fost proprietar al casei respective, poate chiar ultimul proprietar al casei. Și vedem toată aventura acestui om acolo, ce lucruri stranii s-au întâmplat, ce s-a întâmplat mai exact în casa aceea, nu știm dacă a fost blestemată casa, dacă era vrăjită, cert e că se întâmplă niște lucruri foarte ciudate acolo, cu niște creaturi din altă lume, care efectiv vin din altă lume. Până aici, extraordinară povestea. M-a ținut cu sufletul la gură, eram curioasă să văd ce e cu acele personaje care păreau că vor să intre neapărat în casă, în casa unde, apropo, acest bărbat locuia cu sora lui, doar că la un moment dat ni se taie firul poveștii, nu mai întâlnim aceste creaturi multă vreme în carte și mi-ar fi plăcut cumva să insiste pe această filieră, să vedem ce e cu acele personaje mai exact, cumva descoperim până la urmă de unde vin ele, dar s-a cam dus cu groaza și cu suspansul, pentru mine cel puțin. Apoi ia cartea o altă turnură, iar la final cumva redevine interesantă, cel puțin așa am perceput-o eu. Înțeleg rolul acelei părți din mijloc, acum nu pot să vă spun exact ce se întâmplă acolo pentru că ar fi un spoiler și așa are cartea 150 de pagini, dacă vă mai zic și ce se întâmplă acolo, e ca și când v-am povestit totul. Dar, din păcate, mi s-a părut că acel mijloc cumva a stricat povestea, dar până acolo, extraordinar a fost cartea și la final primim câteva detalii care cumva ne luminează așa cam tot ce s-a întâmplat înainte. Deci, da, Casa de la marginea abisului, o carte care are ceva vechime, pentru că are mai bine de un secol de viață, să zic așa, a primit din partea mea 3 stele din 5. O citiți foarte repede, dacă o găsiți în acest format, scrisul este așa. Nu va fi nicio problemă, dacă vă dați interesul într-o singură zi, ați parcurs-o pe toată, dar eu zic că merită să-i dați o șansă, mai ales dacă vreți ceva SF, dar în zona de soft, așa, soft SF, n-a fost neapărat ceva ce să nu-ți poți imagina, așa cum spuneam. Merită și, v-am zis, mai ales în prima parte, prima jumătate a cărții, să zic așa, chiar vă va ține în suspans și recunosc că vă va face curioși să vedeți
despre ce e vorba și ce e de fapt cu acest abis din titlu, dar vă garantez că o să aflați dacă o parcurgeți până la sfârșit. După SF m-am întors la thriller, să știți, și așa am ajuns la cea de-a doua carte din luna ianuarie, care a primit 5 stele din 5 din partea mea. E o carte apărută tot anul trecut, tot la cei de la Litera, în colecția Buzz Books. Ce să fac dacă mi-au trimis-o? Chiar am zis că e momentul să o citesc, pentru că oricum îmi doream să ajung la această carte, pentru că autoarea a scris o altă carte care e în topul preferințelor mele din toate timpurile, și anume Prin ochii ei. Da, e vorba de Sarah Pimborough, în cazul în care nu v-ați dat seama. Și aici avem astăzi Insomnia. Este un alt thriller, ciudat, pentru că și aici se întâmplă ceva cu personajul nostru principal, ceva care iese la lumină la finalul poveștii. Dar, ca să vă zic pe scurt despre ce e vorba în carte, fără să vă dau spoilere, bineînțeles, o avem pe o tânără pe numele ei Emma, care este avocată, un avocat de succes, doar că la un moment dat, când mai sunt doar câteva zile până să împlinească 40 de ani, începe să se confrunte cu lucruri cu care s-a confruntat și mama ei, tot în pragul vârstei de 40 de ani, ceea ce îi ridică mari semne de întrebare, pentru că, ne spune ea, mama ei a înnebunit la această vârstă, așa că ea a trăit toată viața ei cu această teamă că și ea va ajunge ca la 40 de ani să fie ca mama ei. Despre ce e vorba mai precis, nu reușește să mai doarmă. Efectiv, noaptea nu are somn, începe să se plimbe prin casă, doar că nu totul se rezumă la atât, ci încep să se întâmple lucruri ciudate. Nu sunt fantome, nu sunt fenomene paranormale, ci nu își explică anumite lucruri, cu atât mai mult cu cât la un moment dat se întâmplă niște lucruri rele cu băiatul ei, lucruri de care se pare că ea este responsabilă, ea le-ar fi făcut. Doar că ea nu-și amintește nimic legat de lucrul ăsta, recunoaște că a fost trează, recunoaște că a mers la băiatul ei în cameră, dar în niciun caz nu i-a făcut vreun rău, nu a avut astfel de gânduri, așadar nimeni nu înțelege ce se întâmplă. Bineînțeles că toate indiciile duc spre faptul că femeia chiar începe să aibă o afecțiune psihologică sau chiar psihiatrică, din moment ce face niște lucruri pe care mai apoi nu și le amintește, doar că totul va ieși la lumină până la final și e genul de carte care te face să bănuiești fiecare personaj cu care te întâlnești. Pentru că, avocată fiind, vă dați seama că are și anumiți dușmani această femeie și în momentul în care își găsește mașina zgâriată, cauciucul spart, tot soiul de întâmplări neplăcute, nu mai știi ce să crezi, le face ea și nu și le amintește mai apoi, sau cineva chiar îi face rău și înscenează tot felul de lucruri încât ea să pară nebună până la urmă. O să descoperiți la final dacă o parcurgeți, eu zic că merită. E destul de alambicată pe aici colo, dar nu vă va pierde povestea, deci nu e atât de încălcită încât să renunțați la ea sau să nu vă mai puteți concentra. Mie mi-a plăcut destul de mult, suficient de mult cât să-i dau 5 stele din 5. Mi-a plăcut și stilul autoarei, e o carte scrisă în 2022 de ea, deci e publicată destul de recent și chiar eram curioasă să văd ce mai are de oferit această autoare și recunosc că mi-a plăcut foarte, foarte mult. Deci, Insomnia, 5 stele din 5 pentru mine, a doua și ultima carte din ianuarie care a primit punctaj maxim. Și așa ajungem la a doua carte pe care am parcurs-o în format audio în luna ianuarie, o carte la care mi-am propus să ajung de foarte multă vreme, doar că unul la mână nu o aveam în format fizic, și doi la mână, cumva nu m-am împrietenit eu până în momentul ăsta cu cărțile audio, așa că practic n-aveam cum să ajung la ea, dar am ascultat-o acum în ianuarie și m-am bucurat foarte mult, am găsit-o narată de Oana Sârbu. Am ținut să subliniez lucrul ăsta pentru că a avut un rol important treaba asta și nu neapărat pozitiv. Dar până acolo o să vă zic despre ce carte e vorba. E vorba despre Camerista. O carte care a obținut titlul de cel mai bun thriller în 2022 de la cei de la Goodreads, sau mă rog, de utilizatorii aplicației Goodreads. Știam că nu este neapărat thriller, știam că nu mă va speria, nu mă va da peste cap cartea asta, n-am plecat cu așteptări foarte mari, dar am vrut să o descoper. Știam că Molly, personajul nostru principal, suferă de o afecțiune, cel mai probabil autism, pentru că este genul de persoană care nu se prinde la aluzii, este foarte naivă, nu înțelege glumele,
m-am prins din start că e vorba de o afecțiune acolo, de ceva mai mult decât simplă naivitate, doar că întâmplarea face ca fix acest personaj, care este menajeră la un hotel, să găsească într-o zi un bărbat decedat în camera lui. Când merge să facă acolo curățenie, îl găsește mort. Și de aici lucrurile o iau razna, pentru că la un moment dat Molly ajunge chiar să fie suspectă și vă dați seama că un astfel de suspect este și mai dificil, pentru că nici nu știi ce să iei de bun de la el, ce e adevărat și ce e mintea lui, ce i s-a părut doar și așa mai departe. Dar pentru că toți avem un înger păzitor, până la urmă toate lucrurile se așează și înțelegem ce s-a întâmplat, cine e vinovat și așa mai departe, se face lumină în acest caz. Poate că nu v-am zis o noutate, pentru că a fost o carte destul de populară și cred că mulți dintre voi ați citit-o sau ați ascultat-o, poate, așa cum am făcut eu. Pentru mine, deși a fost ceva mai interesantă carte decât mă așteptam, mai ales la final, când am descoperit, de fapt, adevărul, vreau să vă spun că a fost o experiență total neplăcută, pentru că felul în care narează Oana Sârbu a fost horror pentru mine. Horror e puțin spus. A fost atât de greu să-i suport vocea și... nu vocea, pentru că are o dicție perfectă, n-avem ce să-i reproșăm, dar intonația m-a ucis. Am ascultat cât de rapid am putut pe Vox să povestea, unul la mână ca să o termin cât mai repede și doi la mână să nu mai percep acele floricele pe care le folosește Oana Sârbu și care nu m-au ajutat absolut deloc. Nu știu dacă voi ați ascultat-o sau nu, din ce am văzut pe Voxa, este singura carte înregistrată de ea, ceea ce, din punctul meu de vedere, fără să fiu răutăcioasă, e un lucru bun. Dar poate unora dintre voi v-ar plăcea această experiență, vă va plăcea modul în care e citită această carte, pe mine nu m-a ajutat deloc și m-a făcut să urăsc și mai mult personajul ăsta, care, recunosc, nu se face neapărat plăcut. Prin prisma afecțiunii pe care o are, e destul de prostuță, asta este, și nu a ajutat-o deloc faptul că povestea ei a fost pusă de Oana Sârbu. Dar, da, a primit din partea mea 3 stele din 5, dar mă bucur maxim că în sfârșit am citit și eu cartea asta, care a nebunit efectiv internetul. Deci, am parcurs-o și eu în ianuarie 2024. Ultima carte pe care am citit-o în format fizic în luna ianuarie, din păcate nu o am pentru că am împrumutat-o, dar o să vă las coperta aici. Este vorba despre cartea apărută la cei de la Bookzone, care se numește Doar noi doi. Despre ce e vorba în această carte pe care eu am de vreo 2 ani? Cred că pe la sfârșit de 2022 am cumpărat-o într-un pachet de la Bookzone cu Nu vorbi cu străinii și cu Un an nou fericit. E vorba despre o tânără de 23 de ani, dacă mi-amintesc bine, și de iubitul ei de 40 de ani, deci e o diferență destul de mare între cei doi, el fiind profesor, ea fiind studentă, dar nu studenta lui. Și cei doi au o relație, iar povestea începe din momentul în care ei doi se decid să meargă pentru o escapadă de weekend, așa, la o cabană undeva pe malul unei ape, dar unde e și o pădure acolo, și totul se întâmplă iarna, deci o puteți citi liniștiți în această perioadă, va merge la fix. Ea a aranjat toată această excursie, toată această escapadă, a închiriat această cabană, vilă, nici nu știu ce e exact, pentru că e destul de luxoasă. Și când ajung acolo, mă rog, totul pare roz. El, care este un aventurier, să zic așa, adică nu s-a așezat la casa lui până la vârsta asta, simte că totuși tânăra aceasta ar putea fi ceea ce are el nevoie, o relație serioasă, se gândește chiar să se mute împreună și așa mai departe, deci semn că nu este ceva de ocazie, să zic așa, cu această tânără, ci e ceva serios. Și ea, bineînțeles, este îndrăgostită de el, ne vorbește frumos despre el și așa mai departe, doar că după prima noapte lucrurile o iau razna. Și nu o să vă dau spoilere, fiți siguri, doar că unul dintre personaje face ceva total neașteptat. Nu m-aș fi așteptat la lucrul ăla niciodată, mai ales la felul în care suntem introduși în poveste, nu m-am gândit că va lua o astfel de turnură, ceea ce mi-a plăcut foarte mult. Acum, povestea asta, vă atenționez că vorbește despre abuz,
vorbește despre cam ce vorbește și Vanessa mea cea întunecată, în cazul în care ai citit cartea, adică despre relații nepotrivite între profesori și eleve, relații nepotrivite între bărbați maturi și fete tinere, bărbați maturi care nu vor decât să păcălească tinerele și să le seducă. Cam pe asta se concentrează povestea și, sincer vă spun, ăsta a fost motivul pentru care eu i-am dat 3 stele din 5. Nu pentru că n-ar fi fost bine scrisă, nu pentru că nu mi-ar fi plăcut ca parcurs așa, dar insistă atât de mult pe faptul că toți bărbații sunt așa și că dacă vorbim despre un bărbat matur, clar îl vom băga în aceeași categorie cu personajul de aici, încât n-am mai rezistat efectiv. Mi se pare că această temă a cărților a devenit un leitmotiv în ultima perioadă și mi se pare că e deja obositoare această temă. Cu atât mai mult cu cât, repet, aici e prezentată ca o întâmplare generală, deci toți sunt așa, toate fetele pot cădea victimele acestor bărbați și cumva am obosit efectiv, nu mai suport această temă. Înțeleg pe de-o parte de ce a fost așa cartea asta și Niță explică spre final în nota autoarei, unde înțelegem că și ea a fost victima unui astfel de abuz din partea unui bărbat matur, chiar ea ne spune lucrurile acestea. Și cumva cred că cartea aceasta a dorit să îi ușureze ei sufletul prin această carte. Cred că asta și-a dorit autoarea. Nu zic că nu i-a ieșit bine, empatizez cu ea, înțeleg de ce a simțit nevoia să facă lucrul ăsta, dar pentru mine a fost prea mult. Mai ales la finalul cărții, unde chiar cu subiect și predicat se spune că, într-adevăr, lumea este plină de astfel de bărbați. Bine, am înțeles pe tot parcursul cărții că e vorba despre asta și că aceștia sunt niște nenorociți, nimeni nu contestă lucrul ăsta, dar haideți să nu generalizăm, urăsc generalizările, indiferent despre ce subiect este vorba. Deci da, doar noi doi, dacă nu aveți o problemă cu această temă, dacă nu sunteți foarte sensibili sau dacă nu ați trecut printr-un astfel de episod, atunci vă recomand să citiți această carte. Mi-a plăcut tare mult, mi-au plăcut răsturnările de situație. Bine, poate că nu mi-a plăcut un alt aspect, acum că mă gândeam la finalul cărții, poate că nu mi-a plăcut planul pus la cale de unul dintre personaje, pentru că a fost aproape imposibil de pus în aplicare, dar ce să vedeți, i-a ieșit până la urmă. Da, lucru care m-a cam pierdut, să zic așa, pentru că era, repet, aproape imposibil să iasă acel plan la modul la care a fost el gândit, dar da. Dacă trecem și peste treaba asta, închidem ochii și la lucrul ăsta, atunci, pe ansamblu, a fost o experiență destul de plăcută. Așadar, încă un thriller, ultimul din această lună, pentru că mai avem de vorbit despre o singură carte. Ultima carte pe care am parcurs-o în luna ianuarie este, de fapt, o novelă și imediat voiam să văd câte pagini are, pentru că am citit-o în format electronic. 112 pagini, spune Goodreads că are această carte și în fiecare dimineață drumul spre casă e tot mai lung, scrisă de Frederick Bachman, autorul meu preferat în cazul în care nu știați. Cartea asta trebuie citită doar în momentul în care nu te aștepți să citești ceva plin de acțiune și scurt, ci foarte intens și scurt, pentru că avem mai mult de a face cu trăirile ale personajelor, cu gândurile lor, cu un bunic, să fiu mai precisă, care este pe cale să-și piardă memoria. Și vedem cam cum evoluează relația lui cu fiul său, dar în special cu nepotul său, pentru că de aici plecăm, de la relația bunicului cu nepotul. Și cum cei doi au anumite obiceiuri, doar de ei doi știute, și ce frumos se joacă ei împreună. Și mai apoi vedem și relația bunicului cu fiul său, dar vedem și relația bunicului cu soția lui, care între timp s-a stins și el a rămas singur. E o carte plină de sensibilitate, sincer, și nu mă așteptam din partea lui Bachman, pentru că eu îl știu altfel pe Bachman. N-avem multă acțiune aici, ba chiar aș zice că n-avem aproape deloc acțiune aici, doar așa, episodic. Dar atât de multe înțelegi din acele episoade, încât nici nu mai era nevoie de altceva. O carte profundă, mai ales dacă ați avut o relație mai apropiată cu bunicii. Sunt convinsă că vă va atinge povestea asta. Nu se merge până la un final dramatic încât să-ți toarcă lacrimi, ceea ce din nou mi-a plăcut, pentru că
am simțit că nu asta a urmărit de fapt Bachmann prin această carte, ci parcursul, călătoria în sine a fost ceea ce a țintit Bachmann să sublinieze aici și să prezinte cât mai frumos. Și eu zic că a ieșit. Din partea mea, cartea asta a primit 4 stele din 5, n-a primit punctaj maxim, pentru că, nu știu, eu sunt cumva adepta cărților mai active, să le zic așa, cu mai multă acțiune, dar, repet, m-a surprins Bachmann cu această poveste, nu mă așteptam să scrie el așa ceva, să se axeze pe această latură mai sensibilă, așa. Deci, da, aceasta a fost cea de-a noua carte pe care am dus-o la bun sfârșit în ianuarie. Și pentru că am spus că o să vorbim despre 12 cărți, o să vă menționez doar cartea pe care am mai început-o în ianuarie. Este vorba despre o carte în limba engleză pe care o citesc în format electronic și se numește Assassin's Blade. Este, de fapt, prima carte din seria Tronul de Kleștar. Nu am știut că există și această carte, adică ea este catalogată drept novelă, deși nu e foarte scurtă cartea, să știți. E de fapt o colecție de vreo 5 novele, 5 povestiri, 5, mă rog, întâmplări. Am citit aproximativ 20% din carte în luna ianuarie și o continui acum în februarie, doar că am ales să văd mai întâi această lume din toată seria și am înțeles că e destul de importantă pentru a înțelege mai apoi celelalte 7 cărți din serie, pentru că atâtea sunt în total și pe acele le am în limba română. Ciudat e că această carte nu a fost tradusă la noi, deci nu aveți varianta în română, o veți citi doar în engleză. Dacă vreți să o parcurgeți, asta e. Ciudat, dar da, așa este. Deci aceasta este ultima carte de care m-am apucat în ianuarie, 20% aproximativ am citit, ceea ce înseamnă vreo 80 de pagini, 90 de pagini pe acolo din Assassin's Blade. Și cam asta a fost, dragilor, 9 cărți finalizate, 2 abandonate și încă una începută, o lună extraordinară pentru mine, luna ianuarie, cu atât mai mult cu cât, repet, am reușit să mă concentrez și eu la câteva cărți audio. Mă bucur mult pentru că îmi doresc să mai descoper cărți și astfel, pentru că e o modalitate până la urmă utilă în vremurile astea agitate și cu această trecere rapidă a timpului, e varianta perfectă dacă vreți să mai ajungeți la câteva povești în plus. Cam asta a fost. Spuneți-mi cum a fost luna ianuarie pentru voi, ce ați citit, dacă a fost mai bună sau din contră mai slabă decât celelalte din an, ce planificați să citiți în februarie, bineînțeles, care a fost cea mai bună, cea mai slabă carte din ianuarie, de ce nu, și dacă ați citit ceva din ce v-am arătat eu, dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut. Pentru toate vă aștept jos în comentarii. Mulțumesc dacă ați stat cu mine până la final. Ne revedem săptămâna viitoare. Numai bine!